voi recita o poezie din volumul 5 balade rock, apărut acum 2 ani la editura Vinea. Și anume cea de-a treia baladă rock, care se numește Strada Minunatelor Prăvălii. Era strada mea, centrală între toate, bântuită de aromele de coloniale, mirodenii și de benzina arsă, iar în zilele umede, în ceața sfârșitului de octombrie, noiembrie sau spre sfârșitul iernii, când ceața era mai densă, mirosul cafelei prăjite în vasul de aramă la care veghea domnul Aram sau frumoasa și distinsa sa doamnă, se întindea ca un fluviu aerian de-a lungul străzii noastre, iar de-al latul, pe străduțele care plecau la stânga și la dreapta, până la Metropolie și vis-a-vis până la Teatrul de Vară, Pomul Verde, după cum scrie inscripția de acum, primul teatru evreiesc din lume, și fluviul plutea și cobora departe până la marginea lumii, pentru că lumea este lumea mea, lumea de mine cuprinsă. Nu mai erau proprietari, dar în bunăvoința sa fără margini, statul îi lăsase mai departe să vândă cafele din Peru, Bolivia, Columbia și Brazilia, crudă și prăjită, iar la cerere, râșnită, fin sau râșnită mai mare, pentru cafetierele de aluminiu, așezate pe o sită, pe ochiul aragazului, care fluierau ca niște locomotive pacific în miniatură, iar aborul lichidului parfumat se răsăcea în norișori albi, pufoși. De la domnul Aran cumpăram cafeaua cu 100 de grame, prăjită și gata râșnită. Nouă nu ne putea ieși la fel de bine, deși aveam o mică prăjitoare de lamă și o râșniță manuală aproape antică, moștenire de la bunica dinspre mamă. Și peste vreo 10 ani, vremea nechezolului, eram fericiți dacă o luam de la bișnițari punga de Wiener cafe, fără gust, gata prăjită și râșnită, ascunsă în vid, dar care nu ne spunea nimic, nu amintea prin nimic gustul parfumat de altă dată. Și îl pomeneam pe domnul Aram și o pomeneam pe frumoasa și distinsa sa soție, îi binecuvântam, le uram să le fie bine, oriunde ar fi fost, în oricare lume, ieșiseră din lumea mea, din lumea percepției mele și din fluviul aerian parfumat și plutitor, care se întindea peste toate casele de pe strada Minunatelor Prăvălii, strada mea, centrală între toate, lumea mea și, de fapt, car miezul parfumat al lumii mele. Domnul Oizer nu mai era când am descoperit lumea, dar toți îi spuneam prăvălii pe numele său. Și doar când voiam să ne distrăm, îi spuneam alimentaram, cu născutul simț al calamburului care nu ierta nimic. În mahalaua noastră centrală, așa cum peste ani aveam să botezăm, să botez și universitatea în care am ajuns, trecând prin aprige furci caudine, Ali Cuza, dar înapoi la Oizer, unde te întâmpinau la dreapta rafturile cu delicatese, dulciuri, mirodenii, lăzile de schimburi subțiri și albe cu portocale, lămâi, pachetele din celofan cu smochine, curmale, și niciodată la rafturile din spate nu putea să lipsească mâncarea săracului. Sprumbii albastre, telemea de oaie, măsline, ulei și zahăr și inugleabila marmeladă asortată, ascunsă în nez de lemn și învelită în hârtie lucioasă de 4 lei. Luai o franzelă și cu un sfert și în 30 de metri până acasă terminai sfertul și văduveai și franzela de amândouă colțurile sale. Iar cele un pic mai coapte, aproape arse, erau și cele mai bune și mă tocmeam pentru ele. Și de la consignația de vis-a-vis de la domnul Albert, când am devenit major și tata mi-a dat 1000 de lei,
Mi-am cumpărat cu jumătate din bani ceasul Atlantic cu brățară metalică, care a mers exact, dar exact 3 zile. Și niciun ceas ornicar nu l-a mai pus în mișcare. Așa că l-am schimbat pe 3 volume de Dostoievski cu bătrânul colecționar de antichități, domnul Iancu, mea Iancu, care își presăra pietul cu decorații de 7 noiembrie, de 1 mai, iar când îi spărgeam geamul la fotbal de stradă, îl puneam fără zăbavă înainte să ne prindă urelele taților. Mai erau geamgii, mai erau coșari care aduceau noroc, mai erau și cizmari care puneau placări metalice să țină pantofii mai mult, sau schimbau tocuri stâlcite. Și era domnul Aron, tatălui Vili, care încura minunate costume din stofă englezească pe banii câștigat peste vară la munte, la degajări pe plantații, la adunat și clădit fânul. O singură dată când am luat coasa, mi-a curs sânge din cizma de cauciuc, așa că avea să rămână și ultima oară. Și domnul Aron mi-a făcut și primii pantaloni albi, evazați în material tare, care dubla stofa sacourilor, care fluturau un vânt, așa cum la celălalt pol al ființei fluturau pletele. Purtam părul lung și ne tundea tantimiliția. Când punea mâna pe noi, punea și foarfecele în plete. Din iarnă ne pregăteam pentru ținuta de vară. Aveam mare grijă. Îl ascundeam după urechi la școală, îl prindeam cu clame furate de la surorile noastre, iar când ne-a trimis diriginta la tuns, prin luna mai, ne-am întors tot 6 vinovații rași în cap și cu țestele lucioase de la crema Nivea cu care le spoisem. Și diriginta și-a pus mâna la gură să-și oprească țipătul de surpriză, de teamă, de oroare, și niciodată nu ne-a mai trimis să ne aranjăm coafurile. Și când fluviul aromat se întindea peste stradă, peste zona aceea poreclită mai târziu, când aglofonii au răpus mișelește pe francofoni downtown, puteai să revezi, să tereze milenevos de peretele de cărămidă sau de zidul care ascundea drumul secret al sinagogii sau de ușa cenușie și crăpată de la magazia de lemne care și dispărută de la cutremur îmi vine în minte în ziua a cincea a călătoriilor mele de aiurea, într-un fel de patriotism de maximă concretețe, dar dacă atunci, sub norul aromat de cafea care bântuia totul, îmi aprindeam o țigară și închideam ochii, îmi imaginam că sunt la Tosca sau la Conti sau oriunde în altă parte, la o cafea cu coniac, Marghiloman parcă. Despre Irish Coffee am aflat mult mai târziu, mult, mult mai târziu, deși îmi flutura vântul prin buzunare, dar eram liber și fluieram Satisfaction și fredonam Hey Joe. Și am visat azi locurile acelei copilării fabuloase și dulapurile uriașe de beton au redus dimensiunile la scara 1:2 și mirosul amețitorul cafelei e miros de bere trezită, de rahat de câine și de pișatul bețivilor care le tăgesc prin catacombe, și pentru că eram fost la concert, mărează-mi în gândurile mele pe ușa dispărută a magazii de lemne și fluier. Fredonez canarul, da, canarul, și poate nebunul cu ochii lui închiși.